Bine ați venit, bine v-am găsit. Vă rog să ne ridicăm pentru intonarea imnului național. Datorită faptului că în perioada respectivă nu s-a făcut mai nimic pentru comună, lucrurile involuni. Am revenit la conducerea comunei cu Ioan Răuță primar și Ionel Apostol viceprimar în anul 2016. Trecerea în neființă a regretatului Ioan Răuță a lansat o provocare pentru Ionel Apostol și anume de a prelua funcția de primar începând cu luna septembrie 2022. Și noi zicem că s-a descurcat bine. Prin proiecte ca dezvoltarea rețelei de gaze, a infrastructurii de apă canal, Ionel Apostol, împreună cu echipa de consilieri și cu ajutorul Consiliului Județean Bacău, a demonstrat că se poate. Trebuie menționat aici că obiectivele nici o casă fără gaz și nici o casă fără apă și canalizare, pe care și le-a propus Ionel Apostol în scurtul timp de când este primar, vor fi duse la îndeplinire în maxim 2 ani de zile, datorită sprijinului CEJ și a ministrilor PSD, sprijin căruia îi se datorează până în prezent atragerea de fonduri pentru investițiile menționate de peste 7 milioane de euro. În aceeași ordine de idei, salut prezența domnului președinte al Organizației Județene PSD Bacău, Dragoș Benea, europarlamentar și candidat la alegerile europarlamentare, a colegilor Cristina Breahnă Pravăț, senator și candidat la funcție de președinte al PSD Bacău, colegul nostru Lucian Bogdanel, care a pus numărul la dezvoltarea comunei cu calitate de prefect, care este și candidat la funcție de viceprimar al municipiului Bacău, și nu în ultimul rând, apreciez efortul depus de către domnul ministru Petre Daia de a fi prezent astăzi în locul nostru. Fără susținerea domniilor lor, ar fi fost imposibil să implementăm proiectele realizate și proiectele care se află în curs de realizare în comuna Sascut. Și chiar nu sunt mulțumiri sau aprecieri de complezență, este purul adevăr. Ne aflăm în seara asta aici pentru a susține candidatura lui Ionel Apostol la funcție de primar al comunei Sascut. Suntem în poziția în care trebuie să explicăm sascutenilor că au de ales între un candidat, Ionel Apostol, care are experiența administrativă și care a demonstrat că în momentul în care a fost pus în fața provocării de a conduce primăria, a luat aurul de coarne și a dat drumul la treabă. Și un candidat al PNL, care a fost tot în aceeași poziție la momentul arestării primarului de la acea vreme și care a dat bir cu fugiții când a trebuit să treacă de pe funcția de viceprimar, pe care o ocupa pe cea de primar. Mai mult decât atât,
candidatul PNL Aurel Borțun, a avut mare grijă ca în cei 6 ani cât a fost viceprimar să îndrepte toate fondurile europene cuvenite sascutenilor către afacerile proprii. În concluzie, Ionel Apostol a fost copilot și a asumat calitatea de pilot când comuna a rămas fără primar, pe când candidatul PNL, când a avut ocazia să preia volanul, ca să zic așa, a deschis portiera și a sărit din mașină lăsând sascutul în derivă. Mă întreb, retoric, cum mai avea acum să-i convingă pe sascuteni că e bun pentru poziția de primar și de lider, când ne-a demonstrat în trecut ce calități are? Vă mulțumesc mult pentru prezență, vă mulțumesc pentru sprijinul pe care vi-l acordați și îi dau cuvântul candidatului nostru, Ionel Apostol, de care vă asigur că știe foarte bine că nu avem ca obiectiv doar câștigarea alegerilor, ci și că trebuie să ducem la bun sfârșit proiectele începute și să implementăm altele noi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte Dragoș Benea, pentru că sunteți alături de noi și pentru toată susținerea acordată. Mulțumesc, domnule ministru Petre Daia, mulțumesc, domnule deputat Costel Gunava, mulțumesc, doamna senator și viitor președinte al Consiliului Județean, doamna Cristina Bravăț, mulțumesc, domnule prefect Lucian Bogdanel și viitor viceprimar al municipiului Bacău și vă mulțumesc încă o dată pentru toată susținerea în perioada cât am fost în interimat și m-ați ajutat și de fiecare dată tot ce am avut nevoie a fost prompt. Stimați invitați, dragi sascuteni, Hristos a înviat! Domnule președinte Dragoș Benea, încep scurtul meu discurs de astăzi prin a vă mulțumi pentru faptul că într-o perioadă atât de încărcată, ce vă implică mereu în multe deplasări la organizațiile PSD din țară și din județ, ați reușit să reveniți în mijlocul nostru, în comuna Sascut. O comună, domnule președinte, care iubește social-democrația. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și organizației județene PSD Bacău. Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc și domnului deputat Costel Dunava, deputatul nostru. Vă mulțumesc în numele întregii echipe social-democrate din Sascut pentru modul în care ați răspuns mereu prompt la solicitările și nevoile comunității noastre, asigurându-ne de sprijinul în implementarea proiectelor pentru interesul și folosul comunei noastre. Domnule președinte, un lucru este cert. Sascutul are nevoie de social-democrație. Municipiul Bacău are nevoie de social-democrație. Județul Bacău are nevoie de social-democrație. Zona Moldovei și chiar România are nevoie de social-democrație. De ce spun toate astea? Pentru că noi, indiferent de vremuri, noi, social-democrații, am demonstrat că știm să guvernăm. Știm administrație, știm să creăm bunăstare românilor, știm să creăm locuri de muncă, știm să construim și, nu în ultimul rând, știm să fim mereu lângă oameni. Dacă guvernul PSD, care a preluat guvernarea în 2023, a avut ca sarcină de a reîntregi pensiile, de a mări salariile bugetarilor, de a plafona prețul la gaze și electricitate,
de a plafona prețul la produsele de bază, de a reduce cheltuielile birocratice în folosul cetățeanului și multe alte măsuri care au construit substanțial și au contribuit la creșterea nivelului de trai al tuturor românilor, același lucru trebuie să continuăm și noi în Comuna Sascut. Prioritățile noastre în viitorul mandat, împreună cu suportul permanent al Organizației Județene PSD pentru comuna noastră, sunt: continuăm investițiile în infrastructura școlară pentru viitorul copiilor noștri, investițiile în sănătate și pentru dispensarul din Sascut, crearea unui centru de permanență, continuarea investițiilor în utilitățile publice, apă, canal și gaze naturale în toate satele comune, investiții pentru modernizarea căminilor culturale în toate satele comune, continuarea investițiilor în infrastructura rutieră, atragerea de noi investitori în comuna Sascut. Cu această ocazie mulțumesc și domnului Nicu Șerban, prezent astăzi în mijlocul nostru, pentru investițiile de milioane de euro pe care le derulează în comuna noastră. Venim în fața sascutenilor cu o echipă tânără, o echipă pe care am construit-o împreună cu dumneavoastră, domnule președinte, și în care sunt foarte mândru și determinat. O echipă de oameni profesioniști și responsabili, oameni bine pregătiți în domeniile în care activează: profesori, medici, ingineri, economiști, oameni capabili să genereze un plus de valoare comunității noastre. Dragi colegi și simpatizanți, mai sunt fix 31 de zile, o lună de zile până la alegeri. În toată această perioadă de campanie, trebuie să continuăm să trecem pragul fiecărui sascutean, să prezentăm echipa noastră și mai ales proiectele noastre pentru Sascut. Este o misiune pe care ne-o asumăm împreună. O misiune grea, dar în același timp și ușoară. De ce este grea? Pentru că așteptările sascutenilor sunt foarte mari, iar responsabilitatea noastră trebuie să fie pe măsură. De ce este ușoară? Pentru că știm ce trebuie să facem. Suntem capabili, avem voință și mereu ducem lucrurile la bun sfârșit. Am ales să intru în politică acum 8 ani. Am simțit că pot să fac mai mult pentru comunitatea noastră, în care m-am născut și am învățat tainele administrației. Am evoluat politic alături de Ioan Răuță, pe care l-am prețuit și apreciat, de la care am învățat să nu renunț niciodată, oricât de grea este administrația. Motivația de a fi în slujba oamenilor reprezintă cea mai mare menire a unui om politic. Domnule ministru Petre Daia, vreau să vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre și că ați revenit în mijlocul nostru. Dragi sascuteni, pentru că îmi iubesc comuna și județul, pentru că îmi iubesc părinții și copiii, pentru că îmi iubesc semenii, pentru că simt că împreună cu dumneavoastră vom reuși, vă cer să ne unim forțele ca împreună să dezvoltăm comuna noastră. Haideți să luptăm împreună pentru interesele sascutenilor. Așa să ne ajute Dumnezeu! Nu aș vrea să închei fără să vă prezint echipa de consilieri locali, care sunt aici, împreună cu noi. Doamna Sandu Ionela, profesor și viitor viceprimar al Comunei Sascut. Domnul dr. Daraban Ștefan, medic în Comuna Sascut. Răuță Paula Izabela, economist. Paris Alin Mihai,
profesor și director al liceului Jacques Eres. Gârmacea Lucian, economist. Stanciu Carmen, profesor și director al școlii gimnaziale Sascuc. Marin Romeo, civicultor. Constantin Gheorghe, jurist. Doroftei Mitică, doctor veterinar. Dragomir Neculai, pensionar, fost polițist. Moise Fănică, fermier. Gâlbea Ion, mecanic auto. Pache Nicolae, șofer. Lucianu Gheorghe Cosmin, șofer la ambulanța Bacău. Apostul Gabriel, fermier. Nunu Cătălina Mădălina, contabil. Climescu Alin Dumitru, economist. Vlaicu Ion, instalator gaze. Aceasta a fost echipa, stimați ascultători, cu care vom pleca la drum în următorul mandat. Vă mulțumesc! Bravo. Haideți să-l aplaudăm încă o dată. Dau acum cuvântul doamnei viitor viceprimar, să ne spună pe care. Hristos a înviat. Mulțumesc, domnul deputat. Onorați invitați, domnule președinte, domnul Dragoș Venea. Suntem onorați și încântați că sunteți din nou în mijlocul nostru. Doamna senator Cristina Fravă, îți bine ați revenit la Sascod. Suntem vecini aici de localitate. Domnul prefect, domnul Ceavo Dănel, domnul ministru Daia, cu care am mai colaborat și ne-am mai reîntâlnit și se pare că astăzi, într-adevăr, e o sărbătoare la Sascod. Eu o zic cu o încărcătură emoțională. Lucian Blaga spunea că veșnicia s-a născut la sat. Se pare că aici, în comuna Sascod, la hotarul dintre Vrancea și Bacău, s-a înălțat din nou Partidul Social Democrat, așa cum este lui bine. Mă bucur că fac parte din această echipă, chiar dacă uneori, spune-mi viceprimar să fie o femeie, se pare că nu acesta poate fi un impediment, pentru că și acum ceva timp, când am fost director la Școala Generală Sascod și înaintea mea au fost doar bărbați, întrebarea a fost așa, spusă de unii colegi, poate, și oameni din societate, ce poate să facă o femeie la școală? Că acolo e directorul de bărbați. Se pare că faptele și-au spus cuvântul, pentru că în urma activității mele didactice, 8 ani consecutiv de director, împreună cu administrația publică, atunci fiind domnul primar, domnul Răuță, am făcut lucruri frumoase la Sascod. Am reabilitat școli, am reabilitat cămine, culturare, am dotat școlile din comuna Sascod. De altfel sunt un număr de 1000 și 300 de elevi în toată comuna Sascod, împreună cu liceul. Suntem o forță, suntem peste 100 de cadre didactice și mă mândresc că astăzi și sunt tare bucuroasă că s-au alăturat mie colegii din colegii mei profesori și nu numai colegii, toți oamenii dragi nouă. Să știți că aici, astăzi, invitați sunt doar oameni care au de drag și de plăcere. Numărul este destul mai mare de acesta, însă timpul și faptul că a fost într-o zi de lucru i-au împiedicat, pot să spun, să ajung aici. Însă sunt alături de noi, ne bucurăm că suntem o forță la Sascod și să știți că este momentul bilanțului administrativ, dragi sascuteni. În administrația publică locală, în această perioadă, chiar dacă au trecut cei 4 ani, avem nevoie în continuare de sprijin dumneavoastră. Dacă acum 4 ani ne-ați acordat și am ieșit la vot în număr mare și am câștigat alegerile locale cu peste 1500 de voturi față de contracandidații noștri,
De data aceasta vrem să ieșiți la un număr la fel de mare și poate mai mare, pentru că trebuie să avem consiliu local, trebuie să avem majoritatea, pentru ca proiectele pe care noi le-am promis mergând pe teren, în sat, și vom mai veni la dumneavoastră să vă întrebăm care mai sunt problemele care trebuie rezolvate, avem nevoie de dumneavoastră și noi să știți că suntem norocoși că avem sus ajutor, Consiliul de Țean Pacău, în speță prezenți aici, care ne vor ajuta. Că degeaba avem idei și degeaba avem noi multe proiecte scrise și lăsate la mapă dacă nu avem susținere. Suntem norocoși că avem susținere, de aceea trebuie să fiți alături de noi, ca împreună să înflorim Comuna Sascult. Avem nevoie de votul dumneavoastră, avem nevoie să ne fiți alături și să ne sprijiniți. Dumnezeu să ne ajute și așa cum la școală ați avut ușa deschisă pentru copiii dumneavoastră și nu ați stat la rând, să știți că așa se va întâmpla și la primăria Sascult, dacă împreună vom reuși să câștigăm și vom câștiga. Doamne ajută, așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc, doamna viceprimar. Dau acum cuvântul doamnei senator Cristina Breancu Braveț. Probabil că ați auzit cu toți cei mai Braveț. E peste de-aia de aici, l-ați ascult. O las pe dumneavoastră să se prezinte. Candidatul nostru la funcția de președinte al Consiliului Județean Bacău. Mulțumesc, domnule deputat. Bună ziua, dragi sascuteni. Stimate domnule ministru, domnule președinte, domnule deputat, domnule fost prefect, domnule primar Ionel Apostol, doamna inspector Ionela Santu, revin de fiecare dată cu drag și cu emoții, pentru că revin în Comuna Sascult nu numai în calitate de vecin, de peste deal, cum au spus antevorbitorii mei, revin în Comuna Sascult în calitate de fost absolvent al școlii gimnaziale din Sascult. Parte din pregătirea mea și din ceea ce sunt astăzi se datorează Sascutului și învățământului din Comuna Sascut și o spun cu mândrie și recunosc acest lucru. Datorez unor profesori din Comuna Sascut, repet, ceea ce sunt astăzi și o parte din pregătirea mea conceptuală. Revenind la subiectul zilei, ca să zic așa, suntem cu toți aici pentru a susține pe domnul Ionel Apostol. Am colaborat cu dumnealui din postura mea de senator, într-adevăr, nu din punct de vedere al repartizării zonale, domnul deputat Costel Dunava este cel care răspunde de zona aceasta, dar de fiecare dată cu drag l-am sprijinit pe domnul Ionel Apostol în toate demersurile sale și așa am putut să văd gradul de empatie, de empatia dumnealui în raport cu tot ceea ce înseamnă nevoile sascutenilor, respectul de care dă dovadă în raport cu cetățenii Comunei Sascult și de aceea putem oferi un gir bazat pe fapte concrete. Mă angajez de asemenea, evident, ca din calitatea mea de viitor președinte al Consiliului Județean, dacă voi primi girul dumneavoastră și locuitorilor județului Bacău, să susțin și să demarez o serie de parteneriate cu Comuna Sascult, pentru că nu pot uita că rădăcinile mele, cum spuneam, sunt parte în Comuna Baleseacră și parte în Comuna Sascut. Este Comuna Sascut o a doua mea casă, fără doar și poate. Repet, sunt ani de pregătire. În 97 terminam școala gimnazială, ani de pregătire pe care îi datorez Sascutului și atunci nu viitorul administrativ al Sascutului, investițiile care se vor derula aici, cum spuneam, unele prin parteneriate cu Consiliul Județean, nu vor fi străine, pentru că am oameni dragi aici, am fost colegi de gimnaziu, am fost profesori, am rude în Comuna Sascut, dar trecând peste toate, sascutenii, o comună atât, locuitorii unei comune atât de importante, merită cu adevărat suportul nostru al Consiliului Județean, merită suportul parlamentarilor, merită suportul celor din executivul României și cu siguranță cu suportul domnului președinte Dragoș Benea, Sascutul va așeza în perioada următoare pe harta investițiilor și alte obiective importante. Am văzut deja domnul primar Ionel Apostol a recepționat un sistem de alimentare cu gaze naturale, de asemenea a bifat investiții importante în infrastructura rutieră. Ele vor continua, pentru că echipa social-democrată, prin toate investițiile pe care
le-a făcut la nivelul judeților și județului. Salut aici toți primarii Partidului Social Democrat din comunele vecine, care au demonstrat în toți acești ani că se poate și că PSD Bacău se ține întotdeauna de cuvânt, repet, deci prin toate aceste investiții realizate de către primarii PSD, ai celor aproape 70 de UAT-uri pe care, sau ale căror destine sunt conduse de primar PSD, prin reușitele lor, prin ceea ce au demonstrat, dar și prin toate investițiile realizate la nivelul Consiliului Județean, de către actualul președinte Valentin Ivancea, de către domnul președinte Dragoș Benea, pe mandatele sale. Deci toate aceste dovezi converg la concluzia că Partidul Social Democrat și echipa Social Democrată este singura opțiune politică pe care dumneavoastră, dragi sascuteni și locuitorii județului Bacău, trebuie să o aibă pe 9 iunie. Îmi doresc, ca să nu monopolizez timpul alocat acestei întâlniri, îmi doresc ca împreună cu profesionistul, gospodarul Ionel Apostol, să așez, cum spuneam, pe harta comunei Sascut și alte investiții și alte proiecte de dezvoltare comunitară care să ducă Sascutul pe harta comunelor cu adevărat dezvoltate sau să o mențină și, evident, să o ducă în topul comunelor cu adevărat dezvoltate. Mulțumesc pentru susținerea pe care i-o acordați domnului Ionel Apostol, doamnei Ionela Sandu, echipei de consilier local. E important ceea ce spunea doamna inspector Ionela Sandu, să vă mobilizați în perioada următoare, să ieșiți la vot, să vă concentrați pe exercitarea unui vot eficient, astfel încât domnul Ionel Apostol și doamna Ionela Sandu să dețină și o majoritate consistentă în Consiliul Local. Pentru că altfel, în loc să se ocupe în mod prioritar de proiecte, se vor ocupa cu combatanții care nu știu altceva decât să... Ați văzut cum s-a întâmplat și cu contracandidatul de la PNL, să obțină votul, încrederea și ulterior să renunțe la un mandat de reprezentare pe care l-a obținut de la alegători. Mobilizați-vă, susțineți-i, pentru că și noi de la județ o să-i susținem și până pe 9 iunie, dar mai ales după 9 iunie, pentru că e mai important pentru noi ce vom face împreună după 9 iunie, astfel încât când vom veni în vara anului 2028 la dumneavoastră, să avem cu ce să ne lăudăm, să avem un bilanț al realizărilor cu care să ne mândrim împreună aici la Sascut. Multă sănătate și contăm pe dumneavoastră! Este o omul de care are nevoie Sascut. Are experiența administrativă și susținerea Consiliului Județean în dezvoltarea proiectelor propuse de acestea. Am susținut pe Ionel Apostol pentru funcția de primar al comunei Sascut, pentru că este un om implicat și care știe să asculte cetățenii. Pentru că iubește comuna natală, pentru că poate stabili un dialog cu Consiliul Județean Bacău. Pentru că este un lider al comunității locale. Pentru că este credincios și creativ. Pentru că este uman și gospodar. Pentru că este apt să-și formeze o echipă democrată. Pentru că are viziune și strategie. Pentru că are experiență în administrația publică locală. Pentru că este un profesionist. Pentru că este uman și gospodar. În calitate de candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean Bacău, îl susțin pe domnul Ionel Apostol pentru funcția de primar al comunei Sascut, pentru că a demonstrat seriozitate, implicare și mult respect față de sascuteni. Mulțumim, doamnă senator. Cu siguranță îți avea cel puțin votul meu pentru funcția de președinte, dar cu siguranță tuturor celor din sală ne-ați impresionat ca de obicei. Vorbea doamna viceprimară de discriminare, de femei. Vreau să vă spun că organizația PSD Bacău este cea mai prietenoasă organizație de partea asta a discriminării. În Parlament avem 6 parlamentari, 3 femei și 3 bărbați. Suntem de asemenea cea mai numeroasă echipă de parlamentari din Moldova. Și pentru că lucrurile nu se pot face decât în echipă, lucrurile nu se pot face decât prin măsuri administrative bune, prin legi bune, care să fie prietenoase cu oamenii, care să fie prietenoase cu mediul de afaceri, care să fie prietenoase cu comunitatea și să ducă la dezvoltarea acesteia. Aș dori să dau cuvântul un investitor important care se află aici în sală,
care a ales comuna Sascut, deoarece a găsit o administrație prietenoasă, a găsit o administrație deschisă, care a creat oportunități de investiții și de a crea locuri de muncă aici în comuna Sascut. Domnul Nicu Șerban, vă rog să vă gândiți la microfonul, vă văd, dar știu că sunteți în sală. Bineînțeles, am foarte mari emoții. V-ați adunat foarte mulți. Relația mea ca și investitor și fermier în comuna Sascut cu concetățenii din Sascut, eu zic că a fost extraordinară. Respectul reciproc de asemenea. Avem o relație foarte bună cu toată lumea, dar mai ales cu administrația. Și avea dreptate antevorbitorul meu, domnul deputat, că e foarte important atunci când te apuci de o treabă într-o comună sau într-un oraș, să găsești acolo administrația potrivită, care, nu știu cum să spun, nu ai nevoie să-i rogi. Ei sunt teoretic înaintea ta în întâmpinarea problemelor pe care le ai. Ceea ce este foarte important. Noi în Sascut am ajuns de aproximativ 5 ani. Ionel era atunci viceprimar. Un om foarte hotărât. Într-adevăr, domnul primar Răuță, Dumnezeu să-l ierte, o personalitate foarte puternică, încerca să domine totul, dar Ionel era cel care punea lucrurile la punct, care le ducea până la capăt, care rezolva problemele până la urmă. Și țin să-i mulțumesc pentru acest lucru. Noi în comuna Sascut am dezvoltat o grămadă de proiecte și nu ar fi fost posibil să facem asta fără sprijinul administrației locale, județene, sau centrale aici, domnul ministru Daia, cu care am avut o întâlnire lungă astăzi și am enumerat toate proiectele pe care le-am făcut noi în județul Bacău și sunt anumite forme de sprijin care îi poartă numele. Există o lege de sprijin a fermierilor pentru investiții în ferme de reproducție, se cheamă legea 227 Daia. Toate irigațiile care au expandat în România se datorează nu sprijinului, chiar nebunia, aș putea să spun, pe care un ministru ca domnul Daia a pus-o la mijloc. Am amintiri de acum 4 ani în care într-o noapte la ora 1 a venit, se cățăra pe țevi și încerca să treacă printr-o ravenă într-un șantier deschis. Și mai mult decât atât, ca și investitor în 3 județe, Bacău, Vaslui și Vrancea, în 40 de OAT-uri, pot să vă spun că nu am întâlnit administrație mai bună decât cea a PSD-ului. Poate că sună politic, dar este adevărat. Chiar știu să facă treaba asta. Chiar sunt buni și dacă ceva este bine, trebuie să recunoaște. Vă mulțumesc foarte mult! Chiar dacă și la demisia recent, dar nu și la demisia pentru
incompetență sau lașitate, așa cum a făcut domnul Mulțuni, și a dat demisia pentru a candida la funcția de viceprimar al municipiului Bacău. Domnul prefect, care a fost tot timpul alături de voi și a sprijinit întotdeauna să ascultem. Bună seara tuturor! Bineînțeles că mă încearcă și pe mine emoțiile, mai ales din postura nouă de candidat, dar aș prelua pasa de la domnul Nicu Șerban și aș spune domnul Șerban că dacă PSD-ul se pricepe la administrație și are oameni foarte buni să facă așa ceva, e bine ca acest lucru să continue și să meargă mai departe la Sascut, prin echipa lui Ionel Apostol și echipa de candidați la Consiliul Local. Te felicit, Ionel, pentru echipa reprezentativă pe care ai asamblat-o într-o perioadă complicată, în care dispariția fostului primar Ion Răuț a lăsat un gol în administrația locală, dar alături de echipa pe care ai clădit-o la Sascut, ai reușit să suplinești lucrul ăsta și să dai un nou impuls dezvoltării Sascutului. Profit de ocazie că alături de noi se află domnul ministru Daia și a evocat și antevorbitorul meu, domnul Șerban, vizita la sistemul de irigații. Acest sistem de irigații, și vorbesc din experiența celor 2 ani și jumătate de prefect, s-a dezvoltat în primul rând mulțumită eforturilor depuse de ministru Daia și Guvernul României, în special miniștrii social-democrați și ministrul agriculturii de la acel moment, și a eforturilor locale depuse de primarul Ionel Apostol, care sigur că a facilitat implementarea acestei investiții, pentru că banii pot sta blocați în birocrații, în birocrația locală, în tot felul de avizii, impedimente care, în loc să dea lucrurile spre înainte, le dau ori înapoi, ori stagnează. Și ar trebui să-l aplaudăm cu toții pe domnul ministru Daia și pe domnul primar Apostol, pentru că irigațiile, oameni buni care nu sunt în PNRR, pentru că colegii domnului Borțun și cu colegii domnului Viziteu de la Bacău, de la USR, au scos irigațiile din PNRR, au bugete de investiții pe aceste obiective, mulțumită ministrului Daia și la Sascut domnului Apostol prin munca administrativă pe care a realizat-o. Este un punct de inflexiune 9 iunie pentru comunitatea dumneavoastră. Aveți de ales între viitor și a credita cu votul dumneavoastră o echipă care merită să ducă la bun sfârșit ceea ce a început, și trecutul unor oameni blocați în obsesii, revanșe personale și lucruri care n-au nicio legătură cu prezentul și viitorul comunii Sascut. Domnul Apostol, dragi sascuteni, este garanția că vocea comunii dumneavoastră va fi auzită și la Consiliul Județean, unde o vom avea pe colega noastră, doamna senator Cristina Bragnea Bravăț, și în Parlamentul României, și la nivelul Guvernului României. Pe Borțun nu-l ascultă nici ai lui, dar minte Consiliul Județean sau Guvernul României. Acest lucru este foarte important, pentru că fără susținere politico-administrativă nicio comunitate nu se poate dezvolta. Iar un om, de unul singur, nu poate realiza nimic. Spre deosebire de Ionel Apostol și echipa sa, competitorii politici sunt aventurieri, oameni confiscați de umor din trecut, de dușmării, de vrăjmășii, care nu-și vau locul astăzi în Sascut. Nu vreau să trec cu vederea și faptul că în echipă cu președintele Consiliului Județean, Valentin Ivancea, candidăm la primăria municipiului Bacău. Valentin Ivancea, un partener loial al administrației Apostol, și avem și o luptă de dus în municipiul Bacău. Știu că mulți dintre dumneavoastră aveți rude în municipiul Bacău, aveți cunoscuți în municipiul Bacău,
și, cum foarte bine spunea Ionel Apostol, și municipiul Bacău are nevoie de socialdemocrație și de PSD. Te felicit, dragă Ionel Apostol, pentru efortul pe care l-ai depus în ultimii ani în funcția de primar interimar al Comunei Sascut. Felicit colegii din echipa de consilier, viitor consilier local. Vă urez mult succes și, dragi sascuteni, dați credit echipei conduse de domnul primar Ionel Apostol și permiteți-i să termine ceea ce a început și să ducă hotărât comuna dumneavoastră pe drumul dezvoltării. Mult succes tuturor! Mulțumesc, Lucian, și pentru că orice echipă din Champions League are un antrenor de marcă, așa cum mi-ar plăcea să spun un coleg de-al nostru deputat, prin vicepreședinte al Partidului Social Democrat, organizația PSD Bacău, Ioru Floroiu. Le vii la microfon pe domnul președinte Dragoș Benea, europarlamentar și candidat în funcționarea din europarlamentar. Mulțumesc, domnului deputat Costel Dunava. N-am emoții, n-am nicio emoție, am doar spaima că s-ar putea să omit lucruri, pentru că am o istorie lungă și cu Sascutul și cu județul Bacău. Noi chiar PSD nu e o organizație neapărat de Champions League, dar este o organizație care în acești 20 de ani de când fac și eu treabă alături de colegii mei și politică și administrativă, s-au întâmplat lucruri bune, lucruri importante, investiții importante, dar au fost și perioade în care s-au pierdut timp, bani și energie în fel de fel de războaie și vorbesc aici de Sascut. Eu știu Sascutul foarte bine încă de când, sau importanța Sascutului pe Colegiul 10, da? E fostul Colegiul 10 unde a candidat și a câștigat de două ori mandatul de deputat domnul Gabriel Vlase, originar din Conțești și care de 6 ani ocupă o funcție importantă la nivelul statului român și care sunt convins că cu coada ochiului urmărește evoluția acestei zone, evoluția Sascutului și felul în care, din punct de vedere administrativ, în primul rând, performăm noi toți cei care trebuie să ducem mai departe această muncă politică, ale cărei baze am pus-o cu mulți ani în urmă, repet, poate din anii 2000-2004. Și sigur, n-aș vrea să fiu cineva întrebat dacă e cazul să ținem un moment de reculegere în memoria domnului Răuță. Nu cred că e cazul să fim extrem de patetici, dar trebuie să recunoaștem că, așa cum spunea și Lucian, după septembrie 2022 a venit un moment de uluială, așa dacă pot să spun, un moment în care trebuia să ne readaptăm la mediu, pentru că Ioan Răuță, într-adevăr, era un personaj, avea tracțiunea lui, era un om asumat, cu bune și cu rele, dar care a avut puterea, ca din punct de vedere politic, chiar dacă oamenii l-au trimis în 2008 la reciclare, a avut puterea în 2016 să revină și să facă lucruri în 6 ani pe care nu reușise să le facă în alți 10, 12, 15 ani, depinde de când vrem să-l numărăm. A avut puterea în 2016 să vină, să câștige și alături de domnul viceprimar Apostol și de toată echipa Partidului Social Democrat să facem lucruri bune pentru Sascut. Eu vreau să-l felicit pe Costel, pentru că el este cel care reușește să fie cheia de bolt aici, pentru că a reușit să strângă rândurile, să construiți o listă de o echipă de consilier local foarte bună. Ionel a reușit să se adapteze din mers la nouul statut, la care probabil că nu s-a gândit, acela de a fi primar, de a avea responsabilitatea funcției de primar, de a nu mai fi secundant și a avea pe cineva în față care să-ți ia greutățile. Și astăzi suntem la, hai să spunem, la linia de start, sau cu o zi înainte de startul campaniei electorale, care pe 9 iunie, peste o lună, trebuie să dea Sascutului o echipă social-democrată, așa cum spunea și doamna viceprimar, sper, viitoarea viceprimar, cu o majoritate simplă care să ne permită să trecem repede tot ceea ce înseamnă proiecte pentru Sascut, să nu stăm și să nu stați și să nu pierdem timp în discuții sterile și
contraproductive pentru viitorul Sascotului. Mă bucur să constat că domnul Șerban, care este un om de afaceri pe care și l-ar dori foarte multe comune, nu numai din județul Bacău, ci și numai din zona Moldovicii și din zona României, a asumat și a înțeles, a început să apară această, eu cunoscând județul Bacău, trebuie să spun că au început să se mulțească oamenii de afaceri care au importanță capitală în dezvoltarea comunelor unde au afaceri, pentru că generează locuri de muncă și fonduri pentru bugetul local care sunt importante și trebuie să fie implicați. Pentru că eu pot să dau exemple din județul Bacău, unde sunt primari care nu exploatează așa cum trebuie forța unui om de afaceri cum este domnul Șerban, sau mai rău, gestionează rău fondurile din care se alimentează bugetul local și comuna pierde timp și pierde proiecte. Îl felicit pentru că este un om asumat, este un om de afaceri de anvergură cel puțin națională și ar fi bine ca cei care, cu care ne batem din punct de vedere politic în următoarea lună să termine cu minciunile și cu prostiile că nu știu ce va fi mai rău ca înainte, fel de fel de trimiteri la trecut. Eu știu că domnul Șerban este un om de afaceri care știe foarte bine că socoteala dreaptă ține prietenia lungă și cu siguranță cu oamenii din Sascut și nu numai, din toate localitățile în care gravitează, dacă pot să spun așa, își dorește să aibă o relație corectă, cinstită, de parteneriat, pentru că așa are și dânsul de câștigat și dumneavoastră de câștigat, dar are nevoie și de administrație care să-l arbitreze corect. Și nu de o administrație care să vină să fie dominată de fel de fel de răzbunări, de revanșe, pentru că dacă stăm să ne uităm puțin la platforma celui care a fost viceprimar 6 ani și n-a demonstrat nimic decât eventual lașitate, veți vedea că motivul pentru care el dorește să candideze și să ajungă primar la Sascutul este să-și ia fel de fel de revanșe personale. Așa ceva nu poate fi susținut de o comunitate întreagă la minte și eu cred că Sascutul este o comunitate care a văzut că între 2008 și 2016 s-au pierdut momente importante în dezvoltarea comunei, s-a venit puternic din urmă în 2016-2020 cu precădere, dar și de atunci încoace. Și noi, cei care suntem astăzi aici, pe care i-am trecut în revistă fiecare cum ne-a venit rândul și cum ne-a venit momentul, suntem garanția că suntem pro-Sascut, suntem pentru Sascut, nu neapărat pentru Ionel Apostol sau pentru PSD Sascut, suntem pentru Sascuten și am ales ca vârf de lance, ca simbol al acestui lucru pe Ionel Apostol, pentru că eu cred că are capacitatea, are pregătirea să coordoneze și politic și administrativ tot ceea ce se întâmplă la Sascut. Are susținerea noastră totală, este important, cum spunea și Lucian Bogdanel, e important să ai susținerea unei echipe. Doamna Cristina Pravăț o cunoașteți foarte bine. Că este din această zonă este un sentiment în plus de mândrie. Nu este garanția că va avea o misiune dificilă, pentru că are în această zonă sunt primari care foarte competenți, cu rezultate în mod repetat, foarte bune, cu susținere în rândul electoratului. Sper să nu omit pe nimeni, e și domnul primar de la Răcăciun, și domnul primar de la Ștefan cel Mare, și domnul primar de la Căiuț, și de la Valea Seacă, domnul primar de la Corbasca, de la Plâncești, de la Parava nu l-am văzut, pe Costel este. Deci e cam toată lumea aici, nu cred pe Viorel Olaru la Cuțofănești, nu cred că l-am văzut, dar știu foarte bine această zonă și știu că s-au și până la urmă un funcția de președinte a Consiliului Județean se câștigă în toate cele 93 de organizații și toți acești oameni pe care i-am menționat mai înainte, Lucian la Răcăciun, sper să nu-l fi omis, au adus în mod repetat rezultate bune și au garantat pentru PSD funcția de președinte al Consiliului Județean. La rândul lui, Consiliul Județean Bacău fiind alături de oamenii care l-au susținut. Și eu, când am fost președinte, și domnul Brașoveanu, și Valentin Ivancea, care astăzi este la București cu o problemă tot administrativă, care îl știți foarte bine, de la Orbeni, am muncit mulți ani la Orbeni și, ca să zic așa, faima lui a depășit granițele Orbenului, îl cunoașteți, a fost
Și Costel, dar am zis de Costel Popa, nu, n-am zis. Da. E asta e riscul meseriei, posibil să uit. Și Costel Popa de Orben. Funcția de președinte a Consiliului Județean se câștigă cu aceste organizații puternice și eu sper ca Sascutul să fie cea mai puternică organizație din această zonă, așa cum a fost odată. Pentru mine personal și pentru organizația PSD, absența domnului Răuță este una cu greutate. Eu, în 2020 mi-a fost de mare ajutor în campania din 2020 pentru că nu mai reușea să mai liniștească și să mai calmeze niște oameni care nu înțelegeau că trebuie să-și vadă de rostul lor în viață de pe teritoriul județului. Cred că dacă era astăzi printre noi, tot Ionel Apostol era candidatul. Sunt absolut convins de acest lucru și el susținea PSD-ul din postura pe care a avut-o mereu. Pentru că îl știți foarte bine și știți ce relația mea cu Ion Luț a fost una foarte în valuri, când foarte proastă, când foarte bună. Dar când ne-am împăcat și ne-am pus la treabă, s-au întâmplat lucruri bune și pentru Sascu, dar și pentru PSD, organizația județeană. Și eu i-am recunoscut întotdeauna această calitate a lui de a pune partidul. Și aici cred că și Cristina este, și Cristina și Silviu sunt cam aceeași construcție. Pun partidul de multe ori și interesul public de multe ori înaintea, poate chiar și a familiei. Nu sunt mulți oameni care fac acest lucru și trebuie evidențiat acest tip de om și făcut diferențe. De asta eu cred că Cristina Pravăț va face, este o alegere mai mult decât nimerită pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. Știe cum să lucreze cu primarii, știe cum să colaboreze cu toate comunitățile. Județul Bacău este mare, de la Huruiești, că l-am văzut pe Marian, da? Până la Chimeș sau de la Sănic până la Lipova, e un județ mare, trebuie să ai o vorbă bună și proiecte pentru toate comunitățile, dar și ea, ca și mine, ca și toți cei care suntem aici, ca și Costel, nu suntem atât de ipocriți și patetici ca alții de la celelalte partide care spun că ei vor asigura o dezvoltare echilibrată. Nu, noi spunem că acolo unde oamenii ne susțin, noi trebuie să ne întoarcem cu fapte și cu susținere. Evident că asta o faci acolo unde te susțin oamenii cu pregătire. Și asta noi am demonstrat, sau îmi place să cred că am demonstrat-o an de-a rândul, acolo unde oamenii ne-au susținut, ne-am întors cu proiecte și am îmbunătățit viața acestor comunități. Eu îmi doresc să toții să fim sănătoși, să ne vedem peste 4 ani cu proiecte bifate. A venit una campanie electorală în care oamenii politici trebuie să vorbească. Asta este. Și tipul acesta de slogan că fapte nu vorbe, nu vedeți pe acolo pe la PSD. Nu, eu zic că politicianul trebuie să și vorbească, trebuie să și dovedească că ce vorbește este adevărat. A venit vremea vorbelor, o lună de campanie, trebuie să spunem ce am făcut, ce vrem să facem în următorii 4 ani. Și important este să nu ne facem de râs, să nu dezamăgim și peste 4 ani să venim din nou cu fruntea sus și să cerem susținerea dumneavoastră. N-aș vrea să închei fără a mulțumi și eu pentru efortul fizic pe care l-a depus domnul Petre Daia și când a fost ministru în Guvernul României, dar și venind astăzi la Sascut, cred că este o dovadă clară, o mărturie a faptului că Nicu Șerban, Agricultura, Ionel Apostol, Ion Răuță sunt nume și prenume care au făcut lucruri, au îmbunătățit viața oamenilor din Sascut și asta s-a făcut în echipă. Nimeni n-a făcut de unul singur. Unii sunt mai carismatici, e adevărat. Ionel nu are carisma la Ion Răuță și nici al Neapetică Daia. Dar are capacitatea de a face proiecte, de a duce Sascutul acolo unde ne dorim cu toții. Domnul Daia a făcut un efort, îi mulțumesc și eu, îi mulțumesc și Costel, îi mulțumim cu toții pentru susținerea aceasta evidentă și asumată într-un moment important pentru PSD Sascut. Eu sunt convins că dacă acum 3-4 luni erau puțină panică în rândurile PSD Sascut, astăzi nu mai este cazul. Vă spun eu, care ne-am văzut acum vreo 2-3 săptămâni într-o sâmbătă aici și am simțit că aveți altă turație a motoarelor, v-ați adunat ca echipă în mod obiectiv, v-ați pus în spatele lui Ionel și ați preluat conducerea pe tabela de marcaj, cum îmi place să spun, și acest lucru se va consfinți
și pe data de 9 iunie. Repet, în spatele lui Ionel sunt și cei pe care, de care am vorbit. E și Cristina Pravăț, care va fi, cu siguranță va fi președintele Consiliului Județean, dacă la Ionel rămâne de văzut în următoarele 31 de zile. Cristina Pravăț, datorită calităților sale și muncii celor peste 60 și ceva de primari PSD, actual și viitor primar PSD, va fi cu siguranță președintele Consiliului Județean. Își dorește să susțină Sascutul. Domnul Vasile Izvoran, care este consilier județean și este prezent aici, un om din Pâncești cu o reputație bună în Sascut și nu numai, și el este o mărturie că vrem să facem treabă în această zonă de sud a județului Bacău. Nu ne rămâne decât în această lună să ne facem corect temele de campanie electorală, să mai facem administrație atâta cât mai putem face dacă în aceste 30 de zile. Am avut aproape 3 ani și jumătate să demonstrăm că suntem cea mai bună echipă politică și administrativă. Am orgoliu acesta de președinte al unei organizații care a făcut și performanță în administrație și performanță în politică. Vreau ca acest lucru să se reconfirme pe 9 iunie și pentru acest lucru le mulțumesc tuturor celor care sunt prezenți aici, că sunt de la București, că sunt de la Răcăciun, de la Urben, de la Ștefan cel Mare sau din alte comune de jurul Sascutului, că sunt din Sascut. Vreau să le mulțumesc și sunt convins că acest efort comun al tuturor va aduce victoria PSD-ului la Sascut pe 9 iunie și în 2028 vom veni din nou cu fruntea sus. Mulțumesc frumos și Doamne ajută! Mulțumim și noi, domnule președinte. Iar acum aș dori să-i dau cuvântul unui om care nu mai are nevoie de nicio prezentare și care a fost astăzi cu mine și cu Ionel Apostol pe teren în vizită de lucru la obiectivele agricole pe care le-a susținut în comuna Sascut și care, cu siguranță, i-a împrumutat o parte din carismă și lui Ionel Apostol, pentru că a fost și el toată ziua cu noi. Îl invit la microfon pe domnul ministru Petre Daia. Da. Domnule președinte, Dragoș Berea, cu salutul de respect și cu admirația și recunoștința față de activitatea politică pe care desfășurați, mi-ngădui să încep prin a vă ura succes în campania electorală, pentru că dumneavoastră, ca reprezentant a statului, prin forța politică care a desenat drumul dumneavoastră în consacrarea în cel mai înalt forum european în Parlamentul României, ați făcut cinste țări. V-ați adus în România pentru prima dată decizii guvernabile pentru țară. V-ați pus în mișcare instrumente care se folosesc la administrația centrală cu gândul la România. Eu, ca om care am beneficiat de deciziile dumneavoastră, în perioada când am administrat, zic eu, cel mai important sector economic al țării, când hrana este existența ființei și când ea se desenează prin efort și preocupare de către fiecare om, prin sudoarea frunții, spun că am putut beneficia ca om care am avut această misiune încredințată de conducerea partidului să ascult durerea și să-i dau ascultare voinței. Dumneavoastră ați făcut acest lucru în Parlamentul European și vă rog, stimați, să asculte oameni care v-ați întâlnit cu decizia lui Petre Daia sau cu vorba lui, cu fizicul și cu preocuparea lui. Din 2003, când am pășit pentru prima dată în această localitate și când pe frontispiciul deciziei în comuna dumneavoastră era figura lui Ion Răuț, atunci mi-am îngăduit să scriu cu sufletul și cu conștiința cuvinte de laudă la
adresa acestui om. L-am reîntâlnit în misiune încredințată. M-am întâlnit în memorarea momentelor care mi-au trecut prin minte atunci când pelerinajul unui om cu răspundere statală se gândește dacă în urma lui a lăsit ce trebuie. Și mă gândeam tot timpul la Ion Răuț, un om deosebit pe care l-am cunoscut și astăzi mă voi duce să las lacrima de regret la mormântul lui, pentru că am venit într-o localitate în care oamenii s-au așezat în rânduiala timpului. Au străbătut cu mintea și au plămădit cu fruntea și mâinile o zonă minunată. O zonă minunată care, spuneam, iată, s-a transmis și s-a prelucrat cu migală de către generațiile care au succedat lui Ion Răuț. Apostol a fost un apostol. Atât al lui Ion Răuț, cât și al dumneavoastră, al Săscuteniilor. Pentru că el a slujit cu devotament și credință. Atât pe Ion Răuț, dar și pe dumneavoastră, dragi Săscuteni. Și știm acest lucru din discuțiile pe care le-am avut, din întâlnirile scurte, dar pline de interes și esență, pe care le-am petrecut zile și nopți, însă ascult cu ei, cu puțin dintre dumneavoastră, cu siguranță cu Șerban, când la orele 1 noaptea treceam pentru un sistem de irigații care prezenta interes pentru județul Bacău și pentru țară. Fără apă, viață nu există, nici la plante, nici la oameni. Și când Sirenul trece pe aici și ne întoarce spatele, asta demonstrează că nu suntem în stare să vedem ce ne-a dat Dumnezeu și ce ne-a lăsat natura. Și dintr-un interes legitim al fermierilor și o preocupare obligatorie a celui care-i desena pentru o perioadă de timp să cărmuiască domeniul, trebuie să-și pună la îndemână instrumentele necesare pentru a rezolva problemele Săscuteniilor. Mă bucur că astăzi am revăzut instalațiile de irigații care funcționează și care sunt valorificate de un investitor valoros. Cunosc mulți în România. Îi cunosc și îi recunosc. Îi apreciez și îndemn. Îi salut și respect. Mă înclin în fața lor și le urez succes. Dar astăzi am avut în față o dovadă a muncii și a stăruinții într-un loc nu atât de favorabil ca în alte părți. Bacăul nu este câmpia română. Cu atât mai mult merită respectul și aprecierea celor care îl văd și care îl folosesc. Am întâlnit aseară târziu pe primarii dumneavoastră. O parte dintre ei în echipa de comandă politică la nivelul acestei zone, conduse de un deputat care m-a impresionat, care mi-a dat sentimentul că există nu numai simțul datoriei, dar și potența fizică și respectul generat de dorința de a învinge. E adevărat, merge mai încet acum, și cu anumită greutate. L-am înțeles, dar era cu spial în vorbă, solicitându-mă întâlnire la Sascut. A venit cu un bun coleg și un bun prieten, un inginer care nu se află aici, și am spus din prima ta, vin și revin. Vin și revin pentru că Sascutul pentru mine, ca om, a însemnat un reper
în activitatea pe care mi-am desfășurat, întâlnind oameni și preocupări. Aseară am rămas marcat de un transfer al politicii și a interesului administrativ pentru județ, și anume originea sănătoasă pe care o are Cristina, care este candidatul dumneavoastră la Consiliul Județean. Spun originea sănătoasă pentru că are un tată care se află la locul de mandat. Și asta spune mult. Enorm. Chiar definitori. Oameni care s-au atașat localităților. Oameni care și-au debarasat interesele pentru a se pune în slujbe a urbei. A fi primar într-o comună înseamnă a fi tot în fiecare moment, în fiecare clipă, în fiecare zi, în fiecare cetățean cu dorința lui, cu suferința lui și cu bucuria lui. Spuneam că primarii sunt paratrezlete politicilor centrale, bune sau rele. Ei semnează 7 de decese, dar și de naștere. Iar dumneavoastră a semnat acte de naștere pentru localități frumoase într-o perioadă scurtă de timp, un interes legitim pentru semenii dumneavoastră, într-o structură politică cu gândul bun pentru țară. Îmi cunoașteți vârsta. Se vede și prin înfățișarea mea. Cuvântul meu se împleacă din respect față de trecut și din dorința de a fi bine pentru viitor. Partidul Social Democrat a fost, este și va rămâne acea forță politică care a construit în România. Iar cel ce mă vorbește depune mărturia faptelor, pentru că am fost în 5 guverne. Într-o perioadă de mulți ani am construit și după noi s-a dărâmat. Continuitatea în actul de guvernare, continuitatea în decizia politică, continuitatea în actul de construcție al țării este cheia de succes a națiunii și trebuie să o purtăm la noi și să o avem cu noi. De aceea mi îngădui să vă trimit cu gândurile la 9 iunie, că astăzi suntem în 9 mai. O zi de nou de început de campanie. Și o zi de 9 iunie de împlinire a eforturilor politice și a începutului de muncă concretă în localitățile noastre și în România. Să facem acest efort de conștiință, să ne îndreptăm spre binele țării, să-l purtăm cu noi și să-l împărțim la alții. Să nu lăsăm momentului de interpretare. Evident că nemulțumirea este prezentă, dorința este permanentă, șansa de izbândă nu este tot timpul la îndemâna fiecăruia. Pentru că sunt greutățile momentului, sunt interpretările date de situația politică de a ieși din altă parte. Frații români, suntem lângă Siret, suntem aproape, iar România este aproape de un foc deschis. Deschis. Doamne ferește, ca acest foc să nu fie stins într-un timp mai scurt, în așa fel încât liniștea în lume să se așeze, iar dorința de bine să biruiască. Facem acest lucru prin continuitate politică. Facem acest lucru prin stăruința de a face, de a realiza
obiectivele marele țări. Bacău este un județ formidabil. Este un județ cu potențial deosebit. Este o preocupare, s-au deschis obiective de investiții excepționale, urmare strădanii oamenilor pe care îi aveți aici și pe care i-ați ascultat și ascultat și trebuie să-i ascultați în condițiile în care le dați și girul necesar pentru încărcătura politică cuvenită pentru luarea deciziilor și desenarea drumului spre progres pentru țară și pentru Bacău. Astăzi am această bucurie să mă reîntâlnesc și cu fostul prefect, viitorul viceprimar și un lucru formidabil. Chiar un desen al maturității politice. Când oameni pleacă de pe funcții pentru a intra în focul luptei, a genera progres în județ. Minunat, remarcabil și sunt chiar foarte bucuros că există o asemenea preocupare și există o asemenea decizie. Învățământul fie el de orice nivel, în care consacrarea i-a determinat pe oameni să intre și în cuplajul acesta politic. Felicit pe domnul inspector pentru această decizie de a fi viceprimar. Știți, iar dacă nu din lipsă de modestie, ci dintr-un interes formidabil pentru acest domeniu, vă spun că am deschis ușa liceului agricol de mai multe ori. Dar n-am închis-o cu cleanța nepăsării, ci cu a dorinței de a face. Și m-am bucurat astăzi când am văzut că cele 10 miliarde care au fost date de-a lungul vremii sunt valorificate printr-o dotare care să răspundă nevoilor actuale și de perspectivă ale învățământului agricol, care, din nefericire, era contaminat la incultură tehnică, pentru că nu poți să vorbești astăzi să înveți copilul pe un tractor 650 cu transmisie mecanică, unde trebuie să te încingi de 3 ori peste burtă ca să duci volanul. Și copilul vrei să învețe să lucrezi apoi în agricultură, atunci trebuie să ai performanța și în învățământ, cum Șerbanu are prin dotare, cu eforturi extraordinare, cu scormonit în bănci și cu datorii pe care le suportă numai inimile tari și conștiințele sănătoasele neamului. Vă felicit, dragi profesori, pentru ce ați făcut și să vă folosiți îndemânarea pedagogică în formarea acestor conștiințe care să poată să ducă din mână în mână, din privire în privire, din preocupare în preocupare, tradiție și elementele sănătoase ale societății. Să păstreze respectul față de muncă și să se consacre pregătirii pentru a fi mai bine în țară. Ionel Apostol, cu emoțiile pe care trebuie să le poarte, pentru că are 31 de zile sau 30 de zile de așteptare, dar cred că și sunt convins. Iar dacă omul Daia poate să-ți aducă un vot, să știi că l-ai, indiferent ce efort aș face. Pentru că știu că îl investesc unui om care are calibru de primar, care are suferința nepăsării, dar care are
efortul și transpirația necesare construirii și a binelui, dar mai cu seamă al armoniei sociale. Zgomotul, ați văzut că nici la locomotivă nu-i bun, deși atrage. În sinea lui acest zgomot îți dă un semnal că poartă greutatea și are direcția de mișcare. Dar zgomotele în societate, care din nefericire sunt, să nu vă distragă atenția și să vă duceți spre interesul dumneavoastră și binele comune. Iar interesul dumneavoastră și binele comune se află în această echipă complexă și completă. Cu președintele bine, care trebuie să ajungă și atenți, se votează. Nu uitați de acest lucru. Nu puneți ochii pe Ionel și să-l uitați pe Dragoș. Sau să puneți ochii pe Dragoș și să-l uitați pe Ionel. Să nu puneți ochii pe Cristina și să-l uitați pe Ionel. Ba să puneți ochii pe Ionel și să o vedeți pe Cristina. Și pe toți la oaltă. Pentru că echipa este cea care desenează drumul și vă dă forță. Și m-am uitat aici și am ascultat așa lista de consilieri. Valoroasă. Puternic. Am văzut și medicul veterinar. Am văzut și profesor. Am văzut și silvicultorul. Am văzut și muncitorul. Am văzut și șoferul. Am văzut întreaga paletă a preocupărilor. Asta e societatea. Pe ea trebuie să o respectăm. Îi va veni timpul și deputat. Acum să-l ascultați în organizare. Să nu lăsați la voia întâmplării, stimați primari. Și să fiți așa cum ați fost până acum. Conducătorii obștii. Cu respectul față de semenii noastre, dar și cu respectul față de conducătorii județului. Sunt convins și mi-ar face o deosebită plăcere să asist la investirea în funcție a celor care îi văd astăzi aici. Să vă dea Dumnezeu sănătate, gânduri bune și atenție la voi. Am născut în anul 1976. Copil dintr-o familie de oameni simpli. Mama și tatăl meu au fost și sunt oameni muncitori. De la ei și de la bunicii mei am moștenit credința și frica de Dumnezeu. Încă de mic, am învățat de la familia mea ce înseamnă să-i ajut pe cei din jos și sentimentul pe care îl ai atunci când faci asta. Cea mai mare mândria mea și a soției mele în Mirința sunt cei doi copii, Andreea, care este student în anul 2 la Academia Forțelor Terestre din Sibiu, și Alexandru, care este elev în clasa 9 la Colegiul Național din Bota din Azul. Am două mari pasiuni, fotografia și administrația publică locală. Din păcate, sau din fericire, cea de-a doua, administrația publică locală îmi ocupă mai tot timp, nemai având timp și de cea din tâi fotografia. Nu mi-a trecut nici măcar o dată prin cap să părăsesc Ascutul. Aici m-am născut și aici aș vrea să petrec toată viața. De 8 ani de zile m-am hotărât să iau taurul de coarne să mă implic în administrația publică locală. M-am implicat direct în cele mai importante proiecte care au stat la baza dezvoltării comunei Ascut. Proiecte pe care le vedeți zi de zi în jurul dumneavoastră. Le promit ascutenilor că voi profita de relația bună pe care o am cu Consiliul Județean Bacău pentru implementarea tuturor proiectelor pe care le am în dezvoltare pentru comuna Ascut. Încă o dată aplauze pentru Ionel Apostol! Domnule ministru, provocarea acceptată, în calitate de coordonator al zonei din sud al județului Bacău, sunteți invitat la investirea din Apostol. Mulțumesc încă o dată pentru prezența tuturor.
și vă invit în continuare la partea informală a acestei întâlniri. Doamne ajută, Hristos a înviat și ne revedem cu bine!